Lover de damă din ață mai subțire. Este început de aici, de jos. Sunt puse toate ochiurile, 240 de ochiuri. E lucrat cu totul până la subbraț. Și de aici la subbraț sunt adăugate câte 10 ochiuri la fiecare rând de 8 ori. Am mers cu pieptul și jumătate din mânecă și cu spatele și jumătate din mânecă. Este încheiat cu croșeta pe aici, pe mânecuță. Aici are decât o singură cheie unde e încheiat cu croșeta. Aș vrea să vă prezint modelul. Se face un elastic numai pe dos. Deci elasticul numai pe dos. Și apoi punem modelul. Unu, două ochiuri. Băgăm pe la baza lor și scoatem un ochi. Pe cele două le lucrăm împreună. Două le lucrăm normal. Unu, două, pe la baza lor. Băgăm pe sub andrea și printre ochiuri și scoatem un ochi. Pe cele două le lucrăm împreună. Unu, două, le lucrăm normal. Pe la baza ochiurilor scoatem un ochi. Pe cele două rămase pe Andreea le lucrăm împreună. Unu, două. Pe la baza ochiurilor scoatem un ochi. Deci două, unu, două. Scoatem un ochi, iar pe cele două le lucrăm împreună. Și tot așa. Unu, două. Unu, două. Pe spate le lucrăm
cum pică ochiurile. Unu. Primul luăm nelucrat și celelalte le lucrăm mai pe dos. Rândul următor, nu punem model, lucrăm pe față, cum cad ochiurile. Deci trei rânduri facem așa, pe dos, pe față, pe dos și după aceea iară punem model. Acum iară pe dos. Și rândul următor punem model iară. Deci luăm primul ochi. Aici am avut la primele două ochiuri model, le lucrăm normal. Și cele următoarele două sunt fără model. Punem modelul aici. Deci scoatem printre cele două ochiuri. Următoarele două le lucrăm normal. Acum punem iară model. Următoarele le lucrăm normal. Punem iară model. Tot așa la ochiurile care n-am avut model, facem acum și următoarele le lucrăm normal. Iară le lucrăm normal. Iară punem model. Rândul următor lucrăm normal. Pe dos. Cum pică ochiurile. Lucrăm trei rânduri între model. Pe dos, pe față și iară pe dos. Și la al patrulea rând punem modelul.
Acum lucrăm normal. Și încă un rând pe dos și după aceea punem modelul. Și acum punem modelul iar. Deci, iese așa.